Lucrările la podul de la Bazar au fost reluate începând de miercuri. Cele două benzi ale sensului de mers centru Burdujeni au fost închise circulație rutiere pentru continuarea reabilitării. Echipele de muncitori sunt pe șantier, iar conducerea municipalității speră ca lucrările să fie finalizate până în data de 10 iulie. Șantierul de la pod a fost sistat o perioadă în timpul zilelor sucevei. Al doilea tronson de drum va fi mai ușor de reabilitat, deoarece structura nu este atât de afectată cum a fost pe primele două benzi. Cei care trebuie să meargă la gara sau la aeroport sunt sfătuiți să se pornească mai devreme pentru a nu întârzia, având în vedere că se formează cozi de așteptare în trafic.